Bună seara, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Prof Online. Am cea mai mare bucurie pentru că am lângă mine eleva cea mai minunată, nepoțica mea. Nepoțica mea din America. Da? Noi am mai făcut lecții împreună când am fost la tine în America. Ți amintești în cap în vila ta? De acolo făceam noi lecții. Nu? Și tu erai mai mică, acum ești fetiță mare. O să discute. Hai să salutăm pe toți prietenii. În engleză zic, salută tu. Hello, s-a pus și tu. Cum îi saluți? Hello. Hello. Așa. Și zile, salut și prietenilor tale din state. Ele te pot urmări acum. Care sunt prietenile tale? Te duc să le iei pe toate. Alice, Kiki, Julia, Sarah, Sofia, Sofia și gata. Nu, Sia, Ru, nu, Sia, gata. Le zis, da? Le zis pe toate. Dar de la școală, de la școala unei lucruri învățat tu, care sunt copiii? Poți să-i spui pe toți? Pe toți, pe care știi tu la școala ta. Okay. Julia, Kiki, eu, Sarah, nu vreau să zic mai mult. Nu vrei să zici mai mulți. Nu-i iubești foarte tare pe ceilalți. Câți erați acolo? Erați mulți copii? Erați, da? Bun. Miss? Cum se numea Miss? Miss Solaro. Miss Solaro, bun. Și Miss Santo și Miss D. Bun, tu le știi, eu sunt de acord cu cei de care spui. Acum, fiindcă suntem împreună și noi ne dorim o lecție frumoasă, iată ce-ți propun eu ție. Aș vrea să te gândești la două numere care se fac împreună 10. Dăm doi prieteni, două numere prietene care se fac împreună 10. 7 și cu 3. 7 și cu 3? Zici și în engleză. 7 and 3. Așa. 7 și cu 3. Deci 7. Dar tu știi să scrii? Pe 7 știi să-l faci? Da? Ia să văd eu, să dau o piletă mai bună. Scrie tu. 7 plus 3. Uite așa. Poate. 7. Mai din partea asta. Da. 7. Așa, un pic mai mare, da, 7-le. Uite așa cum o fac eu la mărime. Oh, eu știu. Știi, da? Așa, 7 plus... Plusul mare, că e prea mic plusul. Avem cretă și pentru el, da? Plusul mai mare, plus... Ok. 7 plus 3... 3 și el mare, că și el la nivelul lui trebuie să stea la nivelul lui 7. Am șters eu. Bine. Deci să fie la nivelul lui 7 totul. 7 plus 3. 3 e mai mare, de sus începi. De acolo. Ok. Așa. Plus 3. Plus. Asta e. Plus 3. Excelent, excelent. Este egal? Egal cu 10. Egal. Tot la nivelul ăla sus. La nivel la mijloc, așa. Egal. Uite, la punctul pe egal, așa. 10. Ala nu-i 10. 11. 2. Așa, un 1 și un 0. Să ștergem pe ăsta și fi tot așa de mare. Tot așa de mare. Suntem 1 și 0. Foarte bine. Foarte bine. Bravo. Și 0 ăsta să-l facem tot la nivel. La același nivel. Totul la același nivel. Deci, ai dat un prim exemplu. Deci 7 plus 3 este egal cu 10. Nu ești mulțumită, da? Bun, e perfect. 7 plus 3 egal cu 10. Mai ai vreo pereche de numere? Două prietene care îți facă 10? Mai ai vreun exemplu? Foarte tare! 8 și 2. 8. 8 plus. Plusul la fel de mare. Știi că aici există eu. Lasă. 8 a fost bine. Aproape bine 8. 8 plus 2. 2. Egal 10. Foarte bine. Dar sunt amândoi la aceeași nivel vreau. Și 0 cât așa, fel de mare, amândoi, să fie, îi respectăm, amândoi, da?
8 plus 2 plus 2 este egal cu 10. Mai ai vreo pereche de două numere care îți facă 10? Deci ai zis foarte bine să nu cumva să nu te mai învârti, ca să nu cumva să cazi pe masă. Mă, sunt foarte frământat de ideea asta. Șase și patru? Șase și patru, zici și în engleză, tot dedesubt, dedesubt, aici. Six and four. Învăț și eu. Six and four. E bine cum am zis? Six and four. Bine. Six înseamnă, cred că, ce înseamnă? Șase. Așa. Și four, ce înseamnă four? Patru? Da. Bun. Bun. Teribil. Foarte tare. Mai dă-mi o pereche. Dacă mai ai o... doi prieteni care îți facă tot 10. Nouă plus unu. Unu. Acolo. 10 și 5 plus 5. De acord. 5 plus 5. Fac tot 10. Foarte tare. Și mai a rămas o pereche. Dacă o ghicești pe aceea, mai sunt doi prieteni care fac tot 10. M-a interesat foarte tare. Doi prieteni care fac tot 10. Uite-te pe ei care ai spus și poate mai găsești o pereche. 4 și 5 nu fac 10. 4 și 6 fac 10. Așa. Mai există o pereche. 7, 3, ok. 8. Eu știu cum este. Ok. 3, 2, 4. Și 1. Ar spus să fie 1. Este și 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ai spus pe toate. Eu m-am păcălit. Tu ai spus pe toate. Da. Atenție multă. Ai spus pe toate. Deci n-ai greșit niciuna. 7 și 3. Eu nu uitați pe 7 și 3. Asta a fost. Bravo. Bravo, Ana. Felicitări. Felicitări pentru că te-ai descurcat foarte bine. Deci pentru 10 ai găsit. Pentru 9. Spune-mi tu pentru 9 doi prieteni care îți facă împreună 9. Doi prieteni. Deci două numere prietene care îți facă 9. Așa. Cine și cu cine se facă 9? 8 și 1. Foarte bine! 8. Plus... 1. Dar prea nici, mă, băi, nu se vede nimic, băi. Măi, Ana, nu se vede nimic. Ce? Nu fac 10, 8 și 1, fac 9. O, da! 8 plus 1, scriu eu, da? 1. Este egal cu 9. Mai gândește la alte două numere care se facă împreună tot 9. Cine și cu cine se facă 9? 9. 7 plus 2. 7 plus 2, zici și în engleză. 7 plus 2. Egal? 9. Foarte tare. Da? Alte două numere perechi care se facă tot 9. 8 cu 1 ai zis, da? 7 cu 2 ai zis. 6 cu 3. Și mai cădă. 6 plus 3 egal cu 9. Foarte tare. 6 și cu 3, sigur că da. Și 5 plus 4. Și 5 plus 4. Te-ai prins, mechere ce ești. Ai 1, 2, 3 l-a crescut și celălalt a scăzut. Bravo. Da, 4 și cu 5 egal cu 9. Cum am uitat mai am să fac. Bravo, bravo. Foarte tare. Mă bucur mult că ești atentă și ai prins foarte bine numerele astea. Deci pentru 10 ai știut perfect. Pentru 9 ai știut perfect. Acum pentru doi prieteni care se facă împreună 8.
două numere care să facă împreună 8. Un pic, să știți ce-ți propun? Hai să dau masa mai încoace, că mi-e teamă, ești chiar pe colțul mesei și mi-e teamă să nu cumva să pui piciorul ală. Uite așa. Uite așa, bubu, te ajută. Așa. 8. Deci... 7 plus 1. 7 plus 1. 7. 1. Egal. 8. Bun. Bun. 7. Nu. 8. 6 cu 2. 6 cu 2. Corect. 6 plus 2. 2. Egal cu? 8. Vreau să fie făcut cifrele mai frumos. Eu țin mult la chestia asta. Deci 2 ăsta să facem așa. E așa frumos. Să placă tuturor prietenilor noștri. Da? 6 plus 2 egal cu 8. Foarte bine. Acum, altă pereche, alți doi prieteni ca să fac 8. Cinci plus trei? Cinci plus trei, zici în engleză, că s-au învăț și eu. Five and three. Five and three, e bine? Egal cu 8. Așa. Bun. L-am aranjat eu un pic mai. Altul, alte pereche. Trei și cinci? Trei și cinci sau cinci și trei? Amândoi. Unul sau altul. Alta. Oh. E făcut de-aia. Cinci și trei sau trei și cinci, totul nu este. Alte pereche. Trei și cinci? E-mail la asta unul și îl pun din coace. Patru rămâne aici și patru. Patru plus patru egal cu opt. Uda! Vă zice faini. Deci, eu am uitat 4 plus 4 egal cu 8. Foarte tare, foarte tare. Da? Da? Deci ai făcut. Acum pentru cine? Pentru 7. Atâta, dăm în două aici. Și pentru 7. Cine și cu cine să facă 7? Deci ne gândim la o pereche. Aici nu stă pentru 6, sigur. Așa, 6 plus 1 egal cu 7. Da? Dar să o facem mai mare, nu e super, da? Să fac un pic mai mare. 6 plus 1 egal 7. Perfect. Altă pereche? 5 și 2. 5 și 2! Foarte bine! 5 plus 2 egal cu 7, da? 5 plus 2 egal cu 7. Îl face, ăsta e mare, ăsta e mai mic. Trebuie să fie cam la același nivel. Dar ești la început, sigur că mai înțelegem. Eu uite cum fac eu așa. O să fac mai multe numere. O să faci mai multe numere și o să înveți la momentul respectiv. Nu mai mult de 5, mai 5 cu 2. Acum altă pereche. 4 și cu 3. 4 și cu 3. Sigur că da. Foarte tare, foarte tare. Dar tu ai prins mecherea. Înapoi, 6, 5, 4, ăsta scade și ăsta crește. 1, 2, 3. Cred că ai și mecherea care o ai tu în cap acum. Nu ne-o spui și nouă. Da, asta este. Da? 4 și cu 3. Acum, dacă scazi, vine 3 plus 4. 3 plus 4 e deja scris. 4 și cu 3, ca și cum ar fi 3 plus 4, n-ar vreo să mai schimb. Atâta sunt. Da. Nu, atât. Pentru 7, atât. Pentru 6. Este să nu cumva să pici pentru 6. 1, 5 plus 1 egal cu 5 plus 1. Apoi.
4 și 2, corect. Plus 2. 2 egal cu 6. Așa. Apoi? 3 plus 3. 3 plus 3, da. Foarte tare. Dar zic și eu în engleză. Cum zic engleză? 3 plus 3. Cum? Mai zic o dată. 3 plus 3. 3 plus 3? Yes. Vezi din mine, da? Bun. Plus înseamnă plus acolo, nu? Da. Da. 3? Este gata. Bun. Și gata. Acum mai am o întrebare pentru tine. Mă bucur foarte tare că ai răspuns foarte bine. Totul ai răspuns perfect. Dar acum aș vrea cu spatele. Da? Și spui, care sunt toți prietenii care fac 10? Dă-mi numărul toți prietenii care fac 10. 5 plus 5. Bun. 9 plus 1. Bun. Este un... Ok. Nu te uiți. Dar 2 plus 8. Da? 7 plus 3. 7 plus 3. 1 mai este. 6? 6 plus... Nu? 4! 6 plus 4! Foarte bine! O mers! La 9! Dăm toate echipele! 6 plus 3! 6 plus 3! Bine! 5 plus 4? 5 plus 3, 8. Nu? 5 plus 4 făcut 9. Ai spus bine. 5 plus 4, 5 plus 3 face 8. 6 plus 3, ai spus. 3 face 9. 7 plus? Am zis 7 plus 3. 7 plus 2. Pentru 9. 7 plus 2. Deci asta există. 7 plus 3 a fost pentru 10. Da? 7 plus 2 pentru 9. Deci 8 plus 1, 7 cu 2, 6 cu 3 și 4 cu 5. E spus foarte bine. Pentru 8. 7 plus 1. 7 plus 1. Nu te obțin, gata. 6 plus 5. Cu 5 de plus. 4 plus 4. 4 plus 4. Pentru 8, foarte bine. Foarte bine. Am 6 plus 2. 6 plus 2, corect. Cât e pe 3 până la 8? 3. 3! 5 plus 3. Foarte tare. Pe toate le-ai spus. Bravo. Sunt 4. 7 cu 1, 6 cu 2, 5 plus 3 și 4 plus 4. La 7. 5 plus 2, 6 plus 1, 4. Plus? 3. 3. Sigur că da. Fac 7. 4 plus 3, 7. Și acum la 6. 4 plus 2. 3 plus 6. Nu, 3 plus 3 ca să fac 6. 3 plus 3 să fac 6. Da, 3 și 6 și cu 3 face 9. Eu eram confused. 3. Erai confused, da? 3 și gata. Da, da. 3 plus 3, 4 plus 2, 5 cu 1, da? Fac 6. Perfect. Foarte bine. Acum, într-un coteț erau 10 găini. Vine vulpea și mănâncă 3. Mănâncă 3. Câte mai rămas? Într-un coteț, 10 găini. Vine vulpea
iubea și mănâncă prietenul, unul din prieteni, trei. Cât o mai rămas oare? Cine? Trei și cu cine făceau 10? Dacă... 7? 7, sigur că da. 7 și cu 3 făceau 10 și dacă le tăia pe prietenul, dacă le tăiat pe prietenul 3, o mâncat pe 3, rămân 7-le. Dacă o mâncat pe 7, rămânea 3-ul. Deci dacă știm pe cele două numere care adunate fac 10, gata, ne scurcă. În codeț sunt 10 găi. Vine vulpea, puș, 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 și mănâncă 2. Câte mai rămân? 10, am mâncat pe 2. Vulpea a mâncat pe 2. Eu știu 6! Ia să vedem. Dacă e 6, 6 și cu 2 nu fac 10. 6 și cu 2 face 8-ul. Cine făcea? 8. Cine și cu 2 fac 10? O mâncat pe 2, a rămas celălaltul, 8-ul. Da? Din 10, dacă l-am mâncat pe 2, a rămas 8-ul. Da? Aici mă uit atenție. Da? Ai greșit un pic. Nu-i nimic. Dar suntem mai atente, da? Într-un coteț sunt, atenție, 9 găini. Atenție, 9 găini. Vine vulpea și mănâncă 3. 9. Da? Din 9, o mâncat pe 3. Câte-o mai rămas? Deci vulpea erau 9 la un loc. 9. 6. 6! Bravo! Bravo! Pentru că 6 și cu 3 făceau 9. Și dacă au mâncat pe 3, prietenul 3 l-au mâncat, au rămas 6. Atât. Într-un coatez sunt 8 găini. 8, 8, 8, atenție, 8. Vine vulpea și mănâncă 2. Șase! Șase? Mi-ai chiar ai tras cu coada ochi. Așa, da? Ai tras cu coada ochi. Pentru că trebuia să te gândești la cine. Cei doi prieteni care fac 8. Doi și cu cine fac 8? Doi și cu 6. Foarte bine. Oricum, te-ai descurcat pentru că ai știut unde să te uiți. Nu te uita pe acolo. Nu te uita pe acolo. Te uita la 8 și te uita la 2 și te vine 6 de care au rămas ca prieteni. Așa este gândit? Spune drept. Da. Da, așa trebuie făcut. Așa trebuie să nu meargă în mintea ta. Lucrurile acestea. E bine, într-un coteț sunt 10 găini. 10, 10, 10. La un loc, toate 10. Vine vulpea și mănâncă 5. Câte au mai rămas dacă mânca 5? Deci sunt 10 de toate. 10 și mănâncă vulpea 5. 2. Păi dacă sunt 10 la 10, trebuie să te uiți. 5! 5? Nu trebuie să te uiți acolo. Pur și simplu trebuia să te gândești. Cine? Da, că cine simt. Cine și cu cine fac? 5 și cu cine fac 10? 5 cu 5. Asta este, asta este și redlicul. Păi eu nu degeaba te-am pus aici ca să vezi prietenii. Unul din ei, dacă dispare, rămâne celălaltul. Da? Asta vreau să spun. În felul ăsta învățăm scăderea foarte atent dacă prindem poanta asta. Deci, mai vedem o dată. Și până facem o pauză, că tu ai obosit. Ce matematică asta, atâta matematică? Am obosit bubule, nu? Mai ne jucăm. Ne uităm cum prindem albinuții acolo, că mâine o să mergi cu mine la albinuții. Ai zis astăzi să mergem la albinuții, iar ai zis mâine și acum ai zis mâine. Tot de-a mână, nu? Tot de-a mână. Dar ploua, era urât și n-avea rost să mergem. Deci am amânat și o să mergem mâine probabil. Să zic, să vedem cum, dacă e vremea frumoasă, dacă... Așa. Într-un coteț, mai zic, două întrebări și gata, te o ne oprim. Într-un coteț sunt 9 găini. 9 înseamnă că ne uităm la asta, la 9. La 9, da? 9. Vine vulpea și mănâncă 7. Câte au mai rămas? Adică și pe 7 l-au mâncat? 2. 2, sigur că da, pentru că 7 și cu 2 făceau 9. Asta e poanta, da? Una deci, și gata. Una și gata. Într-un coteț
sunt 8 găini. Vine vulpea și mănâncă 3. 5? Sigur că da, sigur că da. De fapt, dragilor, acum ea mi-a atras atenția și cred că e corect făcută treaba. Deci, cu fața la scădere, la scădere, nu am grăbit lucrurile. Profesorii, profule, ce faci? Corect era să, după ce le-am scris, faptul că dorim să sedimenteze lecția, însemna că prin scădere cei doi prieteni se văd, 8 găini sunt, mănâncă 5, rămân 3, mănâncă 3, rămân 5. Da? Prietenul celălalt. Ne oprim aici, facem un pic de pauză și până mai continuăm câteva minute. Bine? Bine. Te dau jos? Ca să mă duc să opresc camera. O, așa. Bine.